Coni merge în excursie. Ura! Afară e timp frumos, soarele strălucește pe cerul fără nori. Coni sare fericită din pat. Mama i-a promis că dacă nu plouă, vor merge într-o excursie cu picnic. Coni își face repede rucsacul, împachetând șervețelele de hârtie, o pungă de ursuleț cu mați, hârticelele ei preferate și, desigur, pe Teddy ursulețul de pluș. La bucătărie, mama și tata au pregătit deja totul pentru picnic. Vor porni imediat după micul dejun, dar mai întâi, Coni trebuie să se spele, să-și perie dinții și apoi să se îmbrace. Din fericire, călătoria cu mașina nu durează mult. Tata oprește într-o mică parcare. Aici se vor întâlni cu bunica, bunicul și cu verișorul lui Coni, Mihai. Coni e nerăbdătoare să-l reîntâlnească pe Mihai. Între timp, mama și tata despachetează lucrurile pentru picnic și scot căruciorul lui Iacob. Chiar lângă parcare este un loc de joacă grozav. Coni se urcă de îndată pe plasa de cățărare. De acolo îi vede pe bunica, pe bunicul și pe Mihai. Coboară repede și îl îmbrățișează pe bunicul, iar bunica primește un pupic. Apoi Coni și Mihai sar direct în carusel. După câteva ture, Coni transformă caruselul în scenă. Ea cântă ținând un microfon imaginar în mână. Mihai mimează cântatul la chitară. Bunica e încântată și până și Iacob aplaudă. Doar bunicul bombăne ceva. El ar vrea să meargă cât mai repede în pădure. În pădure, soarele aruncă pete de lumină vesele pe potecă. Un vânt ușor freamătă prin coroana înaltă a arborilor. O mierlă ciripește. Supașii lui Coni și ai lui Mihai foșnește frunzișul de anul trecut. Miroase a frunze mucegăite, a aci de prat și a rășină de pin. Pe marginea drumului, Coni găsește un dragon adormit. În orice caz, exact așa arată rădăcina unui brad bătrân. Pe cealaltă parte sunt mici intrări care parcă duc spre casele piticilor de sub rădăcină. Oare au nimerit într-o pădure fermecată? Dar bunicul îi spune că în micile găuri locuiesc șoareci de pădure. De-a lungul drumului curge un mic pârâu. Mihai și Coni îl examinează atenți. Acolo parcă țopăie ceva. Sunt niște broaște mititele. Din păcate, Mihai nu reușește să prindă niciuna. Pârâul se varsă într-un heleșteu din pădure. În apa acestuia nuată, la fel ca peștii, niște viețuitoare mici și negre. Sunt mormoloci, îi lămurește tata și spune că aceștia, în curând, vor deveni broaște. Dar Coni nu îl crede. Cu siguranță tata spune iar povești. Exact aceea în care o broască se transformă în prinț datorită unui pupic. Poate că și Mihai se va transforma în broască dacă îl pup, râde Coni. Ie, cu siguranță nu, strigă Mihai. Bunicul spune că tata are dreptate. Mormolocii chiar se transformă în broaște. El le arată copiilor că unii dintre ei au deja piciorușe. Coni îi privește uimită. Drumul duce afară din pădure la un mic lac de lângă turnul unei cetăți. E un loc preferat pentru picnic. Mama și bunica întind o pătură și așează mâncarea. Câte lucruri delicioase au pregătit! Salată cu paste, chifle, cârnăciori, struguri. Dar Mihai preferă ursuleții cu mați. Îi alege pe cei roșii. Aceștia sunt și preferații lui Coni. Hei, dă-mi înapoi! Strigă Coni supărată. Dar, înainte de a se isca o ceartă între cei doi copii, mama le ia ursuleții cu mați. După mâncare, Coni și Mihai adună pietre pe malul apei. Mihai găsește un melc pietrificat. Coni descoperă o piatră deosebită cu multe puncte sclipitoare, o adevărată comoară. O înfășoară cu grijă într-un șervețel și o bagă în rucsac. Bunicul le arată copiilor cum să arunce cu pietre ca acestea să sară pe apă. Dar pietrele aruncate de Coni cad imediat la fund. Însă apa face cercuri frumoase în jurul pietrelor scufundate. Coni și Mihai și-ar dori să meargă la turnul vechi al cetății. Împreună cu mama și cu tata, copiii urcă pe treptele care duc la turn. Ajuns în capul scărilor, Coni privește în jos.
Cu siguranță, Rapunzel, fata cu părul de aur din poveste, a fost ținută prizonieră într-un astfel de tur. Și trebuie să fie avut părul extrem de lung dacă ajungea de sus, de unde era Connie, până acolo jos, unde au rămas bunicul și bunica. Connie le face bucuroasă cu mâna. Apoi, mama arată lui Connie poteca pe care trebuie să meargă pentru a ajunge la stația de unde vor călători cu mocănița până la parcarea unde au lăsat mașina. Mai puteți? Întreabă tata, văzând că bunica și Connie au rămas puțin mai în urmă. Sunt într-o formă de zile mari, aș putea muta copacii din loc, râde bunica. Și eu la fel, strigă Connie, trăgând de un copac. Însă până și copăceii au rădăcini puternice bine fixate în pământ. În schimb, Connie ridică deasupra capului, fără probleme, o creangă groasă găsită pe jos. Și Mihai face la fel. Deodată, Connie observă pe marginea drumului câțiva copaci tăiați care par foarte potriviți pentru a face echilibristică pe ei. La primul copac, Connie are nevoie de sprijinul tatălui ei. Pe cel de-al doilea trunchi reușește să meargă singură. Mai are nevoie de ajutorul tatei doar când țopăie de pe un trunchi pe altul. În cele din urmă, ajung la micuța gară pe care o văzuseră de sus, de unde vor putea lua mocănița. Ei așteaptă trenul pe terasa cafenelei din gară. Connie vrea să-i arate bunicului piatra frumoasă pe care a găsit-o și să-l așeze pe Teddy, ursulețul ei de pluș, pe un scaun. Scotocește prin ghiozdan. Dar, vai, ursulețul de pluș a dispărut! Connie începe să plângă. Bietul Teddy e singur-singurel, cine știe pe unde. Dar bunicul o liniștește, spunându-i că urșii se simt chiar foarte bine în pădure. Însă lui Connie nu-i se pare deloc amuzant. Tata îi sare în ajutor. El e gata să se întoarcă și să caute ursulețul de pluș. Mama cere chelnăriței cupe cu înghețată delicioasă, cu fulgi de ciocolată și câte o napolitană. Înghețata o consolează puțin pe Connie. Ea speră totuși că tata îl va găsi pe ursulețul Teddy. După ce își termină înghețata, sosește și vechea locomotivă cu aburi, pufăind. Dar unde este tata? Bunica și bunicul urcă împreună cu copiii în vagon. În cele din urmă apare și tata în fugă. Le face semn cu mâna. L-a găsit pe Teddy în locul unde s-a oprit pentru picnic. După ce a urcat în tren, tata se prăbusește epuizat pe un scaun. Locomotiva se pune în mișcare cu un zgomot. Ciu-ciu! Connie își strânge fericită în brațe ursulețul de pluș, iar tata primește drept răsplată un pupic apăsat. Tu-tu! Locomotiva a ajuns mult prea repede la următoarea stație. Connie și familia ei coboară și merg în parcarea unde au lăsat mașina. Ce excursie palpitantă! Connie, frântă de oboseală, se târăște pe scaunul de pe bancheta din spate și curând adoarme. Visează despre pățania ursulețului de pluș și nu se trezește nici când, ajunși acasă, tata o duce în brațe în pat. Dacă v-a plăcut clipul, dați un like și abonați-vă! Noapte bună, copii!